cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM. Revenim la discuții serioase, prieteni, și la dezvăluiri, pentru că e vorba despre Liviu Alexa și întâlnirea de marți. Suntem în direct, dar mi-a făcut o surpriză și dacă mă uit la ceasul de deasupra, cam și știu unde se află. Are o emblemă acolo. La Dapino. Da, se vede. Se vede sigla chiar deasupra capului tău proaspăt tuns. Se vede sigla de la Dapino. Salutări prietenilor noștri de acolo. Da, te pupă și Tavi și Adi. Tocmai am coborât de la un ospăț divin. Tu a trebuit să muncești, am mâncat niște ceafă perfect fezandată și ciolan și cartofi prăjiți cu ochiuri și cu sos de trufe. Destul de greu, dar am zis că cobor să țin emisiunea. Îmi era dor de Gold FM. Te așteptam și pe tine. O să vin în curând, ai fost dur. Eu, ca să vă răspund tot la fel de dur în stilul Roșca Stănescu, să știți, dragi prieteni care ne ascultați și care ne urmăriți, că ăsta este secretul supra ponderabilităților, era să zică plut prin aer. E vorba de Tavi Hoandre și încă un prieten care e celebru în Cluj, dar nu-l cunoașteți, gabaritul lui Liviu, puteți să-l ghiciți doar, el are și cred că vreo 1,83 m, 1,85 m, așa că deci n-ai febră, așa? Nu, n-am febră, mulțumesc. Da, nu. Să știi că i-am omit și eu pe telespectatori și pe ascultători, spunând că am mâncat astăzi cârnați cu fasole, o mâncare tipic ardelenească, deci m-am ospătat și eu. Hai să trecem la treburile. Am zis că facem astăzi o retrospectivă a ultimelor tale subiecte de pe strict secret. De ce? Pentru ca să le explicăm care ar fi importanța unora dintre ele, altele poate nu o să le considere foarte importante unii dintre ascultători, dar nu e nicio problemă, dar mai degrabă să le și explicăm mecanismul prin care ele sunt refuzate la preluare, fiind subiecte exclusive și fiind subiecte importante. Aș vrea să, uite, pornim tot de la un subiect pe care l-ai abordat pe strict secret, dar îl aducem la zi. Apropo de factorul ardelenesc din politica românească, tu ai avut, cred, acum vreo 3 săptămâni un articol în care prezentai ofensiva ardelenilor de la Cioloș, care s-a confirmat, până la deal de Boc, Bode, Dâncu și alții, care deocamdată stau în așteptare. Și pentru ca să amorsez discuția, am spus că pe moment, dacă vedem că treburile apar astăzi mai degrabă în siajul unor Câțu, Ciucă și Ciolacu, aparent doar se pare că factorul ardelenesc a slăbit. Dar asta o fac doar ca să amorsez discuția de început cu viziunea ta despre factorul ardelenesc adusă la zi, la evenimentele care se întâmplă începând de aseară, apropo de noua majoritate. Te rog, Liviu. Eu nu cred că factorul ardelenesc a slăbit, doar că a luat un pic de pauză, se recalibrează. Nu mă țin să hodinit, pentru că jocurile sunt foarte complicate. În acest moment, pentru toată lumea e foarte clar că există fie varianta unei coaliții cu PSD. Eu nu văd altă soluție în acest moment. Auzeam aseară într-o discuție cu Sabin German o teoria lui că se va reface coaliția cu USR și PNL. Eu nu cred în chestia asta în acest moment. PSD joacă destul de prost din punctul meu de vedere această criză. Mai degrabă apreciez felul în care AUR se mișcă, deși mi-aș fi dorit ca PSD să aibă această inițiativă a strângerii de semnături, a unor acte de opoziție concretă, da? Emil Boc este și el în așteptare, nu cred că a renunțat nici la planul său. O constatare doar, în acest moment Câțu nu mai există. Da? Nu se mai aude despre el nimic. Da, așa e. Corect? Nu-l bagă în seamă nimeni, nu mai se discută cu el planuri, se pare că Iohannis nu mai bagă nici el în seamă. Deci uite, avem această situație în care zic că se va reveni.
Acum, cu ce premier, dacă va fi Rafila, dacă eu nu cred că se poate impune PSD chiar așa, mai auzeam de o guvernare rotativă pe sistem israelian sau pe sistem belgian sau pe sistem, nu știu, elvețian. 6 luni, asta sunt niște povești cu pește, adică eu nu cred că România merită în acest moment nici ce îi se întâmplă, dar nici asemenea scenarii. Dar nu ți se pare că tot ai pomenit de stânga și de PSD și după aia vorbim un pic și de AUR, că vreau să completez puțin și tu viziunea despre AUR pe care a început-o SRS-ul, dar apropo de PSD, nu ți se pare că ușor, ușor îi atrag pe agiamii ăștia de la PNL și chiar și pe Iohannis într-o cursă mai sofisticată de șoareci de unde ăștia nu o să mai scape? În ce sens? Că în sensul care, chiar dacă lasă premier pe unul ca Ciucă, am văzut care e potențialul lui Ciucă din discuțiile publice, un tip mai plinuț, mai bonom, parcă am văzut un film cu Stan și Bran, când l-am văzut pe el evoluând alături de Câțu în sceneta aia, care a făcut 1.700.000 de citiri la mine pe Facebook. Am crezut că nu văd bine aseară când m-am uitat. 1.700.000 de vizualizări. Sceneta în care era Stan și Bran, adică Câțu și Ciucă. Adică un Ciucă acolo și cu o jumătate din guvernare, mai ales dacă dau la o parte și UDMR-ul, dar nici nu contează că UDMR-ul va juca cu ei. Ușor, ușor toate deciziile din guvern să fie practic luate pe mâna PSD-ului. N-ar fi un lucru rău, apropo de ce avem astăzi și slăbăciunea acestor miniștri. Și ușor și Iohannis, bineînțeles, care deja partajează puterea, să ajungă practic fără manete. În sensul ăsta te întrebam. Asta da, dar eu nu-l bănuiesc de atâta inteligență pe Ciolacu, te rog să mă ierți. Dar pe ăia lăsi pe baronii de la nivelul 2 sau 3 bănuiești? Asta de discuție. Pe ei bănuiesc de inteligență că sunt foarte mulți oameni deștepți printre baronii PSD, așa cum spui. Ce mi se pare foarte interesant este faptul că domnul Ciucă în 2021 trimite scrisoarea de renunțare la mandat prin fax. Asta arată și nivelul său și arată și cât de prăfuit este aparatul guvernamental, cât de distruse sunt relațiile instituționale. Bă, dă-o, bă, dracu de treabă, chiar prin fax, adică suntem în evu mediu. Și pe mine mă irită, Cosmin, tot acest show. Suntem deja la 3 săptămâni, 4 săptămâni de criză, de bătaie de joc la adresa oamenilor. Eu nu-l bănuiesc pe celălalt cu data inteligență și ca om de stânga ce sunt, asumat, consider că PSD greșește enorm că nu-și asumă inițiativa. De ce să vină AUR să mănânce toată pâinea opoziției? Dar tu ce poți zici? Nu ești cel mai mare partid din opoziție? Ești cel mai mare partid din România? De ce nu îl suspensi pe Klaus Iohannis? Acum Europa se pregătește să vireze pe stânga, tot mai tare în următorii ani. S-a terminat și cu mandatul de stat deoparte primit de la pădure. Bă, hai să îndrăznim, bă, țara este în criză. Hai să îndrăznim că nu numai aia din pădure există, să-i dea ordine. Hai să revenim atunci la două fraze în urmă. Ai spus textual, te citez aproximativ, că s-a terminat cu, hai să zic, cu presiunea pădurii asupra PSD, că asta ai vrut să zici de fapt. Da, asupra lui Ciolacu. Asupra lui Ciolacu. Deci s-a terminat cu acest lucru. Adică e mai multă libertate la PSD și ar trebui să fie mai curajoși. Nu se pare că e mai mult. Mie mi se pare, dar te las pe tine că ai făcut afirmația. Adică da, să mi se pare că presa lui Ciolacu este mai lungă, doar că Ciolacu n-a mai văzut cum arată lumea decât din pădure și acum nu știe ce să facă. Da? Dacă tu, lider politic, în acest moment nu simți momentul, da? nu miroși oportunitatea, înseamnă că ești un lider slab. PSD are oamenii necesari care pot fi introduși în guvern cu un grad de competență semnificativ mai înalt decât ce vedem până în acest moment. Iar noi, dacă vom auzi din nou că se repetă faza, că vine Ciucă din nou sau Câțu ca propunere de premier, mi se pare că suntem un popor de proști. Nu cred. Da, chiar nu cred că poporul ăsta a ajuns la un stadiu de prostie mai mare ca în aceste zile. Și trebuie, repet, AUR să vină să facă treaba opoziției. Felicitări! Este periculoasă ascensiunea AUR, în schimb. Da? Este periculoasă. Mă vezi? Da, s-a întrerupt doar pentru două secunde. Poți să continui. AUR,
primește niște muniție senzațională în acest moment, o și folosește foarte bine, ce-i drept. Și, practic, menegerează jocul opoziției. Le trebuie o treime din semnături, nu? Ca să strângă, ca să demareze suspendarea. Hai să vedem! Hai să vedem! Aseară mă întrebam, așa, fără să îmi dau seama dacă am un răspuns în mod necesar, ce va conta și care va fi primul moment? Va dizolva președintele Parlamentul? Sau se vor gândi toți parlamentarii să-l suspende pe el? Nu cumva parlamentarilor le mai aproape cămașa? Da? Deci, foarte interesant. Credem noi că parlamentarii români sunt fraieri și nu au și ei pe relațiile astea niște informații? Crezi că ei nu se gândesc în acest moment la dizolvarea, la dizolvarea Parlamentului? De ce să facă președintele acest gest? De ce să nu facă ei suspendare? Vreau să-ți adresez încă o întrebare despre scenariile politice la zi și după aceea facem o balaiere a subiectelor strict secrete, cum le-ai denumit tu. Ce-ți sugerează, spre exemplu, declarația lui Cioloș făcută în urmă cu 4-5 minute, care, într-un soi de disperare, spune: domne, dar pe noi nu ne deranjează să colaborăm cu toți oamenii lui Orban ca să facem o majoritate de tip PNL, USR, UDMR. Adică această apropiere, acest pod, acest bridge peste Someș, că ești la Cluj acolo, total neașteptat, în care vine Cioloș cu zestrea Orban pentru formarea unei majorități. Deci Orban a plecat de la PNL cu aia 15, poate 17, cât vor fi în final, o să vedem că încă se tot numără, că n-au plecat toți oamenii lui Orban, încă nu și-au dat demisia. Și vine Cioloș și zice: băi, faceți majoritate cu mine, că vi aduc eu pe oamenii lui Orban înapoi în pachet. Îți miroase a rezerviști? Dar ce-ți miroase chestia asta? Aranjamente subterane? Deci, de remarcat, jocul foarte trist și penibil al oamenilor Orban, care urmează un scenariu clasic, prăfuit și el. Bă, ne dăm demisia tot la două zile ca să ținem atentă opinia publică. Bă, dracu, deci serios, deci astea le mai făcea... Nici mai știu cine mai făcea penibilități din astea. Ăsta e codul vechi, nu cum s-ar zice, da, în limbaj de București. Codul vechi. Eu când aud chestia asta de la domnul Cioloș, da? Care aveam eu un tocilar în clasă, îl chema Mihai, știi? Se tot băga în seamă, ba la doamna diriginte, ba la doamna profesoară de chimie, bă, și se tot băga în seamă, dar tot nu obținea cea mai mare notă, pentru că nu reușea să fie pragmatic. Și domnul Cioloș se bagă peste tot, da? Ca un tocilar penibil, dar nu ies cifrele. Chiar și cu acei 41 de, așa zici, parlamentari ai lui Orban, nu ies cifrele nici cu majoritate, nu poți face o majoritate doar cu ea. Deci, de ce te bași tu în seamă din nou, tu Cioloș, după ce ai frecat o țară întreagă cu penibilitățile tale de propuneri, cu pretinse discuții de formarea unei majorități, de ce te mai bași din nou în seamă? Oricum, și nu vrem să atingem neapărat subiectul ăsta, totul se întâmplă și pentru că peștele de la cap se împute, peștele nostru drag, în ultima vreme, văd că, deci Iohannis face orice, mai rău ca Băsescu, parcă greșește intenționat și dă motive de suspendare tuturor românilor și de furie. Bă, te duci tu în jacă, mă, în jacă, te duci în jacă, în fâș, din Piața Mărăști, pe scenă acolo anul. Te duci, mă, la congres, la summit, mă, cu jacă. E posibil așa ceva? Deci să fii atât de țărănete, lipsit de orice eleganță, de orice... Nu-ți respecti statutul de președinte al țării mele, mă, și te duci cu jacă acolo de zici că era domnul Iosif, da, de la parking Mărăști, că la săracul stă în frig și are nevoie de jacă. Săracul Iosif. Sănătate mea, Iosif. Nu te cunosc, dar... Iosif. Bă, dar în ce țară suntem, bă, cu papagalul ăsta care se duce îmbrăcat în alb, în culoarea salvatorilor, în culoarea medicilor, bă, se plimbă pe acolo, pe la piramide, după aia se de cuprinsul ceas. Ăsta, bă, zici că trăiește, nu știu, dintr-un concediu, bă, în răspăr, în răspărul bunului simț.
Tu exprimi, de fapt, aici toată revolta pe care o percep și în calitate de jurnalist, de moderator, de om care intră în contact, pentru că am văzut că tu și umbli destul de mult prin Cluj, pe acolo n-am știut că faci asta, dar în telefoanele din ultimele zile mi-am dat seama că tu chiar te plimbi printre oameni pe acolo, vorbești cu ei și evident că există această presiune. Nu vreau să părăsim subiectul înainte să caracterizez puțin toată echipa asta de la USR, impotența lor, adică acum ei chiar par niște pitici de grădină, cum i-a denumit Tavi Hoandre, că tot ai luat masa cu el astăzi, că el i-a poreclit acum vreo un an de zile pitici de grădină, în sensul de copii de grădiniță, de nepoței, de securiști, de oameni de ăștia care nu au autonomie. Și uite, nici când se adună împreună, nu sunt în stare să facă nimic. Au pierdut ditamaica stana care li s-a oferit, iar astăzi sunt folosiți așa ca un soi de păpușe gonflabilă din care și PSD-ul și PNL-ul arată că ar avea alternativă și indică așa, dar fără să-i bage în seamă. USR, m-am zis în acest moment, uite, apropo, nu mai discutăm nici de Dan Barna, da, a dispărut. Eu mă închipui pe Dan Barna și pe Zi, pe Dacian Cioloș, cam în bancul ăla cu Ion și Maria noaptea anunții, după ce o număra banii din cinste, și-au văzut dacă o dat și un Ceașu Victor și Tușa Magdalena și se dezbracă amândoi la nudul gol, cum s-ar spune, și se așează pe spate fiecare în pat unul lângă altul, știi? Așa mi-l închip eu pe Dan Barna și pe Ciolu. Și la un dat, după o jumătate oră, zice Maria, no, păi Ane, zice, dacă nu faci nimic, păi hai să chemăm pe cineva să ne facă sex, ca să zic așa, știi? Adică... Așa mi-închip eu pe băieții ăștia care își bat joc și de România. Aseară, într-o discuție cu un prieten, de asemenea, remarcam că eu sunt foarte revoltat de câteva zile am discursul ăsta. Bă, dar de ce nu ies, bă, românii în stradă? Bă, nu le-a ajuns rahatul până la Buzișoare? Bă, înainte se ieșea pentru metafore sociale, mă. Bă, se ieșea pentru metafore, pentru ordonanța, nu știu care, 13, pentru legile justiției. Băi, dar ce motive metaforice se ieșea afară în stradă și mergeau toți la plimbare și strigau puie în monta și li se rupea cămașa pentru transparența decizională. Vrem spitale, nu catedrale și toate... De asta scuzați-mă, iară, vă rog să mă iertați, da. Stimați și dragi, așa. Da. Bun. De ce nu mai ies, bă, românii? Ne mor bunicii în spitale. Ne mor bunicii în spitale sau ne mor acasă, covidați. N-avem medicamente. Am văzut poziția ta despre Arbidol. L-am văzut pe Becali, da? Care zice, bă, am medicamente Arbidol. Eu am acasă, ții minte că, uite, acum tu mi-ai trimis niște medicamente, dar și eu am ajutat pe cine am putut cu Arbidol și are efect senzațional pentru primele două zile de boală de trei. Este esențial acest medicament ca oamenii să scape de dureri. Bă, nu știu ce au pus rușii acolo să moară, Bibi. Nu știu, dar știu sigur. Scuză-mă, te rog. Da, da, numai că ai văzut, de fapt la asta te refereai, au început o contrapropagandă demonizând acest medicament. Astăzi am văzut pe site-urile astea, mă rog, mai gen Spot, Media, Libertatea, nu știu ce, unde au început în Libertate, apropo, și o ofensivă cu Dragoș Damian, cu care ai făcut un interviu foarte bun săptămâna trecută, acuzându-l pe nedrept că minte, i-au dedicat articole, tocmai pentru ca să-i descurajeze pe oameni în condițiile în care eu personal, tu ai avut această experiență mai îndelungată, că de mult ai început să ajungi lumea cu Arbidol, dar eu personal știu de la câteva zeci de persoane publice, peste 20 oricum, și nu, dar mă rog, marea majoritate persoane publice, că i-a ajutat pe ei sau pe familiile lor în decurs de, atenție, câteva ore până la două zile de la administrarea medicamentului, pur și simplu n-au mai avut simptome. Acum, eu nu sunt medic, tu nu ești medic. Sunt medic, Cosmin, iată-mă, așa cum îi vorbeam lui Dragoș Damian, CEO-ul de la terapia. Poate că am greșit, că am făcut un lucru imoral, aducând peste graniță, dar a fost gestul unui cetățean disperat. Am adus aceste medicamente ilegal sau imoral în țară, și m-am folosit de la ajutându-i pe cei care s-au îmbolnăvit. Eu îți spun că am ajutat cel puțin 30-40 de persoane, cunoscuți, apropiați, familie, angajați pe care am și așa mai departe, colegi de la redacție.
Eu spun că un om, nu știu, nu dau nume acum, o fată de săptămâna asta care s-a îmbolnăvit, la ora 8 dimineața avea dureri imense de oase, mușchi, cap și după 6 ore, când am reușit să ajung la ea cu cutia de medicamente, după alte 3 ore de la administrare, era bine, mersi, veselă și zburda prin casă, sigur, fără gust și miros. Bă, de ce trebuie să se chine oamenii? Și atunci întrebam Cosmin, dragă, de ce acest popor tace? Bă, suntem praf și pulbere, suntem în mijlocul cele mai nasoale crize din 32 de ani de existență. Ne mor bunicii, pe care acum moară întreaga generație de bunici. Îmi vine să înjur, dar nu pot că-i cenea. Nebunesc de nervi când văd chestiile astea. Am drum lung, bun, bunic în cerul. Facebook-ul meu este plin, olu, de așa ceva. Bă, vă bateți joc de oamenii noștri, de poporul ăsta. Și îmi dau seama că românii sunt nesimțiți și proști dacă nu ies. Adică dacă nici acum nu ies, asta este să mă reclame la CNA pe mine, nu pe tine, că eu am făcut această afirmație. În plus de asta, mi-am dat seama și că ipocriții din electoratul USR, care acum 3 ani, 4 ani, 5 ani ieșau pe stradă, nu au niciun interes să mai iasă în acest moment pentru așa ceva. Ei s-au comportat și se comportă așa cum estimam. A fost foarte trendy să ieși puțin pe stradă acum 6 ani, să vorbești despre legile justiției în net, pe ei o să-i doară cod de România așa cum i-a durut și până acum. S-au retras frumos în corporațiile lor, își mănâncă de pe card simbria, stau în birou, fac home working, da? Și pe ea nu se mai vezi la vot între USR niciodată. O să vedem la următorul test electoral cât de nas o să pice USR. Pentru că electoratul lor este super dezamăgit și s-a retras în cochilie. Deci nici pe ea nu-i mai vedem în aceste momente. Pentru că, cum să spun, și am avut o altă remarcă care poate suna nasol și vis-a-vis de acești useriști. Bă, vă mândriți cu toții, le-am spus într-o zi unor prieteni, că aveți, că noi nu stați în spitalele jegoase ca noi, ăștia mai fraieri, că aveți card la Regina nu știu care și medii nu știu care, nu mai dau nume. Puteți să vă ștergeți la funduleț cu aceste carduri. La două noaptea, când copilul îți vomită sau face, nu știu, are sânge în fecale, tu tot la rahatul de spital județean sau orășenesc trebuie să te duci. Și o să te lovești de crunta realitate a unui sistem medical distrus. E posibil ca noi să cheltuim 6 miliarde în fiecare an pe sistemul de sănătate? Asta este ultima cifră și să n-avem de niciunele? În interviul cu Dragoș Damian l-am înghesuit puțin și l-am convins cumva, chiar și declarativ, să accepte un post de secretar de stat. Pentru că Dragoș Damian spune că totuși lucrurile nu sunt pierdute. Dar propunerea lui, foarte interesantă de altfel, ar fi să aduci, bă, ministrul sănătății, un om care a generat un proiect de spital, că sunt spitale private. Noi în România vorbim despre sistemul public pe care îl înjurăm, dar ignorăm faptul că sunt foarte mulți oameni în această țară care au investit sute de milioane de euro în spitale și clinici senzaționale. Bă, de ce ne aducem bă unul din ăla, care are tot interesul să-și aducă cele mai bune medicamente, cele mai bune aparate, cei mai buni medici? De ce? Vă spun eu de ce. Pentru că totul în Ministerul Sănătății este ciordeală. Totul, de la cum ai apăsat pe clanță și ai deschis ministerul, totul este o ciordeală. Autorizările de medicamente, autorizările de suplimente nutritive, felul în care se desfășoară toate achizițiile, da? de la firma care se alege ca să se păzească spitalele până la materialele de curățenie. Totul este ciordeală și contract politic, scuză-mă. Și aici pot să adaug și poate că la un moment dat o să facem și o emisiune legată de sistemul de sănătate, pentru că, uite, vorba ta este praf. Aici, în mare măsură, din păcate, salariile mult mărite și la unii extrem de mari din sistemul de sănătate funcționează mai degrabă nu ca o recompensă pentru demersul profesional, ci ca pe un fel de plată pentru tăcere, pentru că eu am văzut atitudinea multor medici ca fiind complice cu dezastrele care se întâmplă în sistemul sanitar. Dar poate că facem o emisiune. Acum, ca să ne ajungă timpul să baleiem un pic, am o ultimă întrebare legată de realitatea la zi și perspective, dar tot așa ca pentru tine, întrebarea. Dacă se face o majoritate PSD-PNL și poate UDMR, îi vei considera învinși pe rezerviști, alături de Iohannis, care clar că este învins că trebuie să partajeze puterea, și pe activi
redivivus, revigorați, în sensul în care au mai multă influență putând să cânte la pian printre două, trei formațiuni politice sau altfel? Cum te-ai gândit? Nu-mi dau seama dacă în acest moment criza României mai depinde de rezerviști sau activiști. Eu cred că este gestionată mult, mult din afară. Nu-mi dau seama, mă tot uit ce mai trimite, de exemplu, Cosmin Gușă, mai trimite Romoșană. Bă, deci în jurul nostru se întâmplă chestii, da? La granița cu Ucraina se întâmplă chestii. În Ungaria sunt niște poziții, se întâmplă niște, da? Se creează și acolo o posibilitate de pol împotriva lui Orban. Au identificat un pastor mai conservator decât Orban și pe care formațiunile îl cresc. Mă uit la Israel, ce haos este după schimbarea lui Benjamin Netanyahu, haos total. Da, mă uit la Franța, unde încetul cu încetul se conturează niște lucruri și acolo dacă avem ochiul fin. Mie mi se pare că în acest moment, sigur, cu toată Europa asta care este și ea săracă într-un tremol enorm, mi se pare că noi nu suntem gestionați în acest moment. Știi? Cumva ni se dă un ghidaj, deci haosul e complet. Și probabil că este, cum zice Gușă, probabil că dacă s-ar întâmpla această coaliție, rezerviștii ar putea fi considerați niște loser de moment. Dar eu știu sigur și tu știi că rezerviștii revin totdeauna. Nu se lasă ei. Nu se lasă ei înfrânți chiar de tot. Au și ei modalitățile și butoanele lor. De exemplu, una dintre modalități este să îmi interzică la preluare ancheta mea de săptămâna trecută cu divorțul Anei Maria Prodan și de Laurențiu Reghin. Începem pe strict secret, ăsta este subiect de strict secret și deja începem o balăiere la întâmplare, am și o listă, dar începe cu treaba asta senzațională, care sigur e și pe brandul emisiunii noastre, că e Societatea Românească, în care fac eu rezumatul pe scurt. Tu ai prezentat o mega anchetă cu exclusivități pe subiectul cel mai mediatizat al momentului din ultimele 2-3 săptămâni, în care ai prezentat și un soi de premeditare al lui Reghecamp, apropo de banii comuni ai lui și Anei Mariei Prodan, impresar de fotbal Ana Maria Prodan și impresara lui Reghecamp, și sigur niște chestii de alcov mai ne la locul lor cu noua iubită viitoare nevastă a lui Reghecamp. Sigur că nu erau neapărat subiecte de adevărul de preluat sau de abarnamziare.com, dar erau subiecte pentru restul presei, care nu se jenează să discute fără perdea, inclusiv de subiecte cu tentă sexuală. Și totuși, acum vine întrebarea mea, de ce crezi tu, să le explicăm ascultătorilor, care sunt foarte mulți astăzi, ne-am revenit la forma dinainte de a fi blocat YouTube-ul, cel puțin aici pe partea video, de ce crezi tu că un subiect atât de zemos, de juicy, cum zic americanii, a fost refuzat la mediatizare și care au fost mecanismele care s-au petrecut? Dar cum ai considerat? Eu știu că avem cititori și ascultători foarte inteligenți, dar câteodată nu despre inteligență e vorba când eu cu Cosmin Gușă și alți colegi de la Gold FM vă explicăm perspective. E vorba de niște nuanțe pe care poate nu sunteți antrenați, dragi telespectatori și ascultători, să le vedeți. Iar asta este una dintre nuanțe. De obicei, oameni ca mine care fac anchete, Cosmin Gușă care face, scrie editoriale senzaționale, multe dintre chestiile pe care noi le facem sunt preluate de media națională, mainstream, și rulate într-un fel de carusel. Nu noi îl gestionăm și nu noi le cerem acest lucru. Dar unele lucruri, unele poziții, dintr-o dată se blochează. Și câteodată vezi că subiectul meu cu nu știu cine, gen Elena Odrea sau nu știu, cu Țiriac, nu apare în anumite ziare, dar în unele apare. Ei, acest subiect cu Ana Maria Prodan și Reghecamp este pentru prima oară în viața mea când nu este preluat de nimeni. Nu pentru că aș fi greșit ceva, bă, dar de nimeni. Deci niciun outlet mare media nu a preluat subiectul, ancheta mea. Iar ancheta mea este una senzațională. Peste bârfele proliferate în tot felul de site-uri obscure, ca ar fi nu știu ce, că ar fi nu știu ce, că ar fi nu știu ce, doamna Gagica lui Reghecamp cea nouă. Eu am adus o mărturie a unui manager de club din Dubai care confirmă că domnișoara respectivă a practicat sportul prostituției în cluburile de noapte din Dubai. Un manager care a lucrat cu ea și care mi-a trimis chiar și mesaje audio în care respectiva domnișoară se cerea băgată în cluburi și adusă în context în care se cunoască milionari bogați cu care se ducă mai apoi să-și petreacă noaptea. Deci, bă,
practic am detonat o nucleară adevărată. Dar tot eu demonstrez că Laurențiu Reghecam a premeditat acest divorț, băgând-o pe amantă într-una dintre companiile sale, alături de fiul său, primul său fiu, da? de Luca. Adică tu îți bagi gagica, ești căsătorit și ți-o bagi în firmă cu fiul tot din tâi, din prima căsnicie. Vreau să te completez doar să spun așa, ca să ridic subiectul și puțin mai sus, care este spectaculos pentru cei care ne ascultă, că tu ai demonstrat prin mărturii video, audio, și un modus vivendi al unor furmușele din România care se duc și se prostituează, mai își trag câte un soț de ăsta de bani gata din România sau din afară și apar ca niște onorabile femei de afaceri pe teritoriu românesc, care într-adevăr este un subiect spectaculos care enervează marea majoritate a populației, pentru că genul ăsta de personaje sunt și înțepate, au și accese de nesimțire și atunci vin în contra moralei publice. Vin și te întreb acum. Ai pus o frază în acel articol, faptul că Ana Maria Reghecam s-ar afla sub un ghidaj sau sub un patronaj al celebrului Nicu Gheară, marele așa zis mafiot în ghilimele de pe vremuri, care avea grijă de toate frumoasele României și le mai plasa prin Europa. Crezi că genul ăsta de frază este elementul care poate bloca o mediatizare printre altele? Acum, dacă domnul Gheară încă mai are forța de a bloca trusturi precum Intact sau Pro, da? Că forța de a-l suna pe Budeanu la cancan știu că o are, sau pe nu știu cine la evenimentul zilei. Da? Dacă un om, un interlop, reușește să blocheze întreaga media, mi se pare tare trist. Nu grav, trist. Mai e ceva despre această anchetă, adică tu ai emisiuni pregătite în fiecare trust, GSP, zi, știrile de seară de la ProTV Sportive, toate mustesc de orice, numai de sport nu. Da? Nu știu care a făcut nu știu ce și a cumpărat mașină nu știu de care. Gagica lui Ronaldo a apărut în chiloți bej și nu-ți trebuie acest subiect. Probabil că Liviu Alexa a atins nu știu ce coardă sensibilă a cui, sau poate că e vorba de teoria ta, n-am spus-o până acum, Cosmin Gușă consideră că într-un fel sau altul, și cred că mă gândesc tot mai tare la ce zici, că acest cuplu cumva trebuie menținut în viață, este cuplul Brangelina României, da? Brad Pittu și Angelina României. Bă, această chiloțăreală trebuie susținută, nu poate să se termine chiar cu un divorț. Și atunci se fac eforturi consistente ca cei doi să se împace, probabil. Pe de o parte, și pentru că Ana Maria Prodan, în naivitate, s-a trezit fără card, fără banii din Dubai. Asta vă spun sigur că s-a întâmplat. Reghecam fi-a tăiat macaroana la tot ce înseamnă cașcavalul pe care l-aveau împreună în Emiratele Arabe Unite. Și s-a întâmplat și pentru că Ana Maria Prodan, nu vreau să zic că e puțin tică la minte, că nu vreau să spun asta, dar totuși ea știa din aprilie despre toate lucrurile astea și s-a lăsat prostită de Reghecam. Într-un alt plan al discuției de băieți... Vreau să te aduc eu la planul ăsta, că bănuiesc unde vrei să ajungi. Da. Ducând aminte din istorie de Laura Andreșan, că iarăși amintesc că ești la Cluj și unul din, nu vreau eu să fac asta, și unul dintre prietenii cu care ai mâncat e de o țară de mai încolo din Dej, cum ar veni, adică între Cluj și Dej se află Gherla, de unde e Laura Andreșan. Dar, și cu asta aș vrea să închem, ca să ajungem la altă specie, am eu un subiect legat de furtul informațiilor fără citare de la tine. Și acolo să vedem care e motivația. E altă specie de manipulare prin presă sau de operațiune nepermisă. Dar despre fata asta lui Reghecam se zvonește cu ceva dovezi că i-ar avea la mână pe mulți dintre politicienii de frunte ai României care încă sunt în activitate. Crezi că ea reprezintă cea pe care ai prezentat-o cu acte de prostituție în Dubai și în alte locuri? Crezi că ea reprezintă o bombă cu ceas? De aia vorbeam de Laura Andreșan, pe modelul în care Laura Andreșan a executat tot ce înseamnă politicieni, fotbaliști și așa mai departe, și a și scris o carte
după aceea. Și atunci lor le este frică de genul ăsta de dezvăluiri în care tu o arezi pe femeia asta nu ca pe o femeie de treabă, viitoarea nevasta lui Rege Kampf, ci de fapt pe o tipă care a consumat bărbați celebri pe pâine, contra cost, după cum apare din dezvăluirea ta, și lor le e frică că te duci mai departe și atunci nici măcar nu vor să-ți dea posibilitatea să începi subiectul pe media națională. Bun, o faci la Gold FM acum, că la noi nu ne ferim. Laura Andreșan, eu am avut o colegă, chiar când era minoră, culmea, nu știu de ce au angajaseră la ziarul nostru de atunci, era o fată... Angajase Fumurescu. O angajase Fumurescu, era iubita lui. Da, da, da. Era o fată foarte inteligentă. Pe bune. Până să cunoască ea beneficiile sexualității cu cât mai mulți oameni, din păcate, Laura nu a avut ghidajul corect, nu a avut un mentor, nu a avut un om care să întindă o mână corectă și să nu o lase să apuce pe drumul ăla stupid. Sunt mari diferențe între Laura Andreșan și Caciuca asta, tantea asta Caciuca, așa o cheamă, Corina Caciuc. Pentru că Laura Andreșan este și a rămas o deșteaptă. Că, știi cum e, este când decolat din paraziții, frate, fiecare face ce știe cu gura, sau UG Mafia, nu mai știu care, că Laura a ales un drum, este altă discuție. Revenind, eu vreau să vorbesc despre, vreau să abordez chestia între băieți, între bărbați, sigur că sunt și doamne. Băi, am stat și am discutat și cu prietenii noștri comuni. Bă, ce fel de bărbat ești tu? Să moară Bibi, dacă nu. Ce fel de bărbat ești tu care la 50 și ceva de ani alegi să-ți distrugi familia pentru o tipă care pe care ai cunoscut-o în Dubai și pe care ai folosit-o ca prostituată? Bă, poate mai avem și noi aceste plăceri carnale, că eu nu sunt cu siguranță, nu știu despre restul. Bă, poate am greșit, poate, nu știu, poate mă apucă strechea la 50 de ani și pe mine. Dar bă, una e o relație pasageră, da? Și alta e să distrugi un întreg univers emoțional. Bă, ce minte poți avea? Adică înțeleg că poate te poți îndrăgosti de o femeie, oricare ar fi, bun, pot să înțeleg și aia. Bă, da, de o borfetă, adică serios, ăsta e nivelul lui Rege Kampf. Să distrugi o familie, să distrugi un copil, nu-i mai puțin adevărat? Și că doamna Ana Maria Prodan este puțin ipocrită la faza cu de ce mai părăsit Ioane? Pentru că ea este cea care a stricat prima casa lui Rege Kampf. Și atunci, ție ce nu-ți place, da? Altuia nu-i face. Altuia nu-i face. Hai să sărim pe alt subiect ca să nu stăm doar în ăsta, deși am văzut că le face plăcere ascultătorilor. Da, le place plăcere ascultătorilor. Ascultători. Băi, cum stăteam duminică seara, cum spuneai tu, da. Și noi discutasem cu o săptămână înainte despre anchete. Asta vreau să spun pentru că este altă speță și o să o prezint eu. Speța asta este aia în care ți se fură un strict secret în exclusivitate, pe care noi l-am discutat aici la Gold FM după ce tu ai stat o noapte întreagă și l-ai bibilit cu primii 50 de sinecuriști ai României, cu explicații, cu sume, greu de tot, cu incompatibilități. L-ai făcut, nu contează. Și te-ai trezit că la emisiunea lui Adrian Ursu absolut toate datele tale, inclusiv tabelate, apar pe ecran, fără să fie citat, nu Liviu Alexa, că poate el nu-i simpatic, dar să ai tu strict secret, așa cum se face și cum înainte, dacă nu se făcea, cei care realizau această operațiune erau aspru pedepsiți de către comunitatea jurnaliștilor din România. Adică existau, puteai să fii și eliminat. Nu există chestia asta, să nu citezi un material. Surpriza a fost că n-a fost nicio greșeală, lucru de care tu te-ai prins corespondând cu Adrian Ursu, care e directorul editorial de la Antena 3, și asta e, nu au dorit să te citeze. Aici, ce mecanism, că asta vreau în emisiunea de astăzi să le explic și foarte bine te-ai apucat să le explic și cu detalii, care e mecanismul prin care se refuză știrea adevărată sau se refuză, ca și în cazul de față, paternitatea subiectului să fie recunoscută public? Fiecare redacție mare de știri, fiecare canal de televiziune este împărțit pe căprării. Chestia asta o folosește mai bine Cosmin Gușă, prietenul meu, care zice sunt niște uzine, fiecare cu departamentul său.
Una, de exemplu, Zina Atena 3 este ghidonată o parte de securiștii rezerviști, o parte de securiștii activi, după care se mai împarte în câteva căprării. Unitatea SRI, unitatea Direcția Generală de Informații Armatei, unitatea SIE, unitatea Pahonțu și așa mai departe. În afară de 2-3 persoane pe care le vedeți la Antena 3, toți sunt oamenii serviciilor, ascultați-mă pe mine. Răzvan Dumitrescu nu este omul serviciilor, stați liniștit. Dar în rest, despre restul pot să vă spun foarte clar că sunt oameni ghidonați de servicii. Adrian Ursu, marele realizator care mi-a furat munca, fără să citeze, un lucru simplu, necostisitor și care oferă respect unui jurnalist mai tânăr sau mai fără forța lui mediatică. Adrian Ursu vine și povestește despre moralitate în politică și ia la întărbacă toți jurnaliștii, toți politicienii. Și nu spune că soția lui a primit o sinecură de europarlamentar de 25.000 de euro pe lună, da? De la PSD. Păi bă, nene, hai să nu combinăm discuțiile, că nu suntem nici noi niște ageamii, niște cretini care să nu ne dăm seama. Deci domnul realizator Ursu are nevastă pusă ca sinecură, ca răsplată, da? Să se ducă nevastă să europarlamentar, să reprezinte România și să frece menta la Bruxelles. Și am scris lui Adrian Ursu în acea seară prin SMS, bă nene, de ce nu citezi? Și îmi spune, a fost o eroare. Nu, n-a fost o eroare, cum am scris, asta este mentalitatea de hoțoman editorial al lui Adrian Ursu. Pentru că dacă, spun și de ce, pentru că am urmărit emisiunea de la început, nici o secundă nu s-a referit la Strict Secret sau la Liviu Alexa, să zică, bă, am luat materialul ăsta de la fraierică ăla, da? Dar ți-a recunoscut în mesajele, tu mi-ai spus că ți-a recunoscut în mesajele pe care le-ați schimbat, că știa că subiectul este al tău, că știa că subiectul este al lui Strict Secret. Practic, noi avem această acoperire, dacă iară se trezește CNA-ul să întrebe, avem acoperirea corespondenței tale cu Adrian Ursu, în care el ți-a recunoscut acest fapt. Mai am încă un subiect, dar înainte de asta te întreb ceva legat de acest fapt în sine. Ce crezi că l-a blocat pe un jurnalist atât de experimentat cum este Ursu să citeze un lucru foarte simplu, nu l-ar fi deranjat cu nimic, dimpotrivă, poate ar fi adus ceva audiență în plus, că e opera altui jurnalist. Nu contează că îl cheamă Liviu Alexa, nu contează că e Strict Secret, putea să fie altceva, abc.ro. Îngânfarea, sunt două motive, îngânfarea pe care acest om o are și doi, prietenia cu tine. Asta e. A, prietenia ta cu mine. Păi, toată lumea vede acest parteneriat în ultima vreme. Toată lumea vede. Cred că relaționare. Da, cred că ai dreptate și cred că l-ai spus tot. Am încă un subiect pentru ultimele minute care e dublu. Tot din Strict Secret, pentru că am zis că astea care nu-s mediatizate, uite, le mediatizăm noi la Gold FM ca să le facem în ciudă. Subiectul dublu înseamnă Elena Udrea între doi bărbați. Elena Udrea între Ionel Arsene și Ion Țiriac. Ce e cu subiectul ăsta? Pentru că sunt două știri separate, la distanță de două zile între ele. Nici ăsta nu s-a bucurat de atenție, deși orice știre care o privește pe Elena Udrea sau pe Ionel Arsene sau pe Ion Țiriac sunt știri care bubuie. Nici ăsta n-a avut atenție. Despre ce e vorba? Am înțeles, n-am bubuit chestia asta. Asta s-a întâmplat și pentru că, de exemplu, puțin români știu că Elena Udrea este adevăratul patron al lui EVZ. Dar am înțeles, în evenimentul zilei nu putea intra, că doamna Elena Udrea. De unde știm noi asta, nene? Păi noi știm asta dintr-un rechizitoriu DNA. Hai să simplific subiectul. Într-o zi, așa cum îmi place mie să spun, eu corespondez foarte mult cu Îngerul Gabriel, ăla care apare tot timpul, ori în visul meu, ori pe telefonul mobil și îmi trimite tot felul de lucruri și informații. Într-o zi, Îngerul Gabriel mi-a trimis niște poze de la restaurantul Stejarii al domnului Ion Țiriac, ăla de fițe, de bogați, săptămâna trecută, când marți sau miercuri, mai țin minte data, doamna Elena Udrea, o penală condamnată la 8 ani de închisoare în primă instanță pentru dosarul de la electoral din 2009, al mitei electorale, și cu domnul Ionel Arsene, zis și Șosetuță, alt penal, care a luat 100.000 de euro de la penalti, pretinzând că are influență la ANI, s-au întâlnit la masă acolo. Am primit aceste poze. Evident, sunt un ziarist pur sânge, mor să văd, adică ador să am asemenea subiecte, îmi trefilează urechile și mie și lui Gușă și oricărui ziarist care este pasionat de asemenea subiecte. Și le-am publicat.
Norocul meu a fost că acea sursă a reușit să se strecoare pe lângă ei de câteva ori și să audă că Elena spunea tot timpul Dubai și Dâncu, ceva de genul. Asta m-a dus pe mine cu gândul la un material publicat de Realitatea imediat după venirea Anca Alexandrescu. Nu știu dacă e la originea informației, dar a fost un material șocant în Realitatea în martie anul ăsta, când se povestea despre o întâlnire secretă dintre Vasile Dâncu, Neluțu Varga, patronul CFR, Florian Coldea, fostul boss al SRI, și Gruia Stoica, fostul actualul patron al Grampet cu interese în industria feroviară. Și acolo în se Dubai. Negociau... În Dubai, fac eu precizarea, da. Întâlnirea acolo din Dubai. Se negociau dosare, adică se negociau cum să scape Gruia Stoica să nu facă pârnăiță. Și m-am gândit și mă gândesc și astăzi că doamna Elena Ode asta vorbea cu Arsene. Bă, oare mă gândesc, ar trebui să mă duc să vorbesc cu Dâncu sau să mă duc în Dubai cu Dâncu să-mi negociez cu Coldea ceva? Că n-avea de ce, că mă gândesc că Elena Odrea fiind căsătorită cu copil și domnul Dâncu căsătorit și el și un om serios, nu se apucă să facă concedii ca amanți în Dubai. Mă gândesc și eu, da? Deși, sincer, eu aș păcătui cu Elena de vreo câteva ori, că este foarte frumoasă. Da. Bun, iar după aceea am publicat materialul ca un câine, ca un câine zorit. Și atunci a venit câinele de vânătoare, m-a experimentat Cosmin Gușă, mi-a dat una după scăfârle și a zis, bă, nene, dar tu ai uitat o nuanță, corect? Tu mi-ai sugerat asta. Eu am citit materialul și știind, eu fiind frustrat pentru că nu pot să intru în restaurante pentru că nu m-am vaccinat, tu te-ai vaccinat, în discuția pe care am avut-o, te-am întrebat, mă, dar zic, e voie în restaurante? Dacă ești nevaccinat. Și iar Elena e nevaccinată, da. Ca un câine, ca un ogar care a ratat o trufă la stejarul trecut, m-am reîntors la stejarul unde publicasem pozele și mi-am dat seama, am găsit declarația domnului Veronel, nu știu cum îl cheamă, avocatul doamnei Udrea. Veronel, mi-a plăcut numele, l-am ținut minte. Rădulescu, da. E mișto, un nume de delicat, Veronel, Carmin, îmi plac numele astea de băieți. Și domnul Veronel spunea, pentru că luni e 25 octombrie, a fost înfățișare în procesul mitei luate de 3,8 milioane de dolari, bă, băieți, de la Buzăianu. E o afacere întreagă cu domnul Dan Androni de la EVZ și așa mai departe. Și i-a recomandat Elenei Udrea să nu se ducă la instanță pentru că este nevaccinată și încă nu se dăduse decizia în Senat despre dacă este obligatoriu sau nu certificatul verde. Ei, acest motiv a fost îndestulător pentru instanță ca să mai amână un termen. Și atunci era corectă sugestia lui Cosmin Gușă, bă, băiatul, și atunci cum a intrat ea la stejari? Și atunci am scris în continuare, fiind un jurnalist pricinos și răutăcios, m-am dus mai departe în amintirile mele din folderașul creierului și mi-am să aminte că doamna Elena Odrea practic se simte ca acasă la stejari. De ce, dragii mei? Păi, cum să nu se simtă acasă când ea, când era ministru dezvoltării, l-a ajutat pe domnul Țiriac, un amărât, un sărăntoc. Da? Și ea, cașcavalit 11 milioane de euro din bani europeni, ca să-și desăvârșească complexul stejarii. Păi nu-i fain, mă, nene? Obiect pentru care exista chiar și un denunț. Băi, cât de zgârcău și hrăpăreț este Țiriac ăsta, vă, deci după ce că are... doldora de cash în conturi, băi, mai trebuie și bani europeni, vă, să-și facă poftele investiționale. Și am scris și această anchetă, evident că n-a preluat-o nici dracu, că dacă vorbești în presa din România despre anumite nume... Ambele subiecte beton, cele legate de Elena Odrea, cel puțin eu dacă conduceam încă conduceam vreo televiziune sau ziar național, nu le-aș fi ratat, pentru că ambele pot să aibă consecințe nebănuite în desfășurarea lucrurilor și atunci niciun jurnalist cu experiență nu-și permite să le rateze. Sper că i-am convins pe oameni de cum se ocolesc subiectele, care nu sunt subiecte de mică magnitudine, ci de mare magnitudine. Vor fi și altele păstric secret. Știu că vrei să mai spui ce este mai am, tot cu o mică reușită sau vezi, din ciclu vedeți, v-am zis noi, să remarcăm că și Cosmin Gușă și Liviu Alexa v-au spus despre Maia Sandu încă de săptămâna trecută, că va reuși cumva rezolvarea crizei gazului. Uite ce frumos, Maia Sandu a fost
ghidonată spre Rusia. Mama Rusie, dușmanul Gazprom, care nu numai că i-a făcut o concesie, ci i-a dat prețul la metru cub de gaz mega ieftin. Și atunci vă rog și pentru ascultătorii din Republica Moldova, vă rog că nu ne mai aburiți cu Maia Sandu, această lumină, această prințesă și zeiță a zi necoruptibilă, pentru că deocamdată Maia Sandu este predată deja cu arme și bagaje Rusiei. Asta a apărut la tine, ca să fac precizarea finală, pe 21 octombrie, pe strict secret, și odată cu această precizare, foarte important, planul COSAC 3, ăsta este finalul tag-ului, și pentru ca să fie relevant pentru viitor. Liviu Dragnea, să ne fie de bine după această emisiune și celor care ne ascultați. Mulțumesc mult pentru... Mă reîntorc la creveți făcuți la cuptor, da, și un par de vin. Te așteptăm și pe tine la Cluj, dacă vrei să vii. Ar putea să plec la finalul săptămânii, dar nu mai spune nimănui, oricum ne aud doar câteva sute de mii de oameni. La garniță, o să vorbesc cu prietenul tot de la Dapin, o să te miluiască și pe tine. Da. Numai să vii. Vă pup, dragi ascultători. Bine. Hai România! Mulțumim, Liviu Alexa. Prieteni, v-ați fi distrat, ați și aflat lucruri cu Liviu, ca de obicei are această posibilitate de a ne înveseli în mod evident. Pe final, ca o scurtă pauză, dar și ca un mic premiu în acord cu ceea ce am pus astăzi în undă, eu sunt Barbu Lăutaru, cel mai frumos bătrânesc, prieteni, și vă invit să-l ascultați în consecință și apoi în continuare Gold FM cu mine. Vă întâlniți și mâine. Numai bine, prieteni! Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.